faptul că noi dezvoltăm anticorpi, acești anticorpi ne apără pe dinăuntru, nu ne apără la nivel de mucoase, ca să ne lămurim cu această problemă. Cele care sunt cu administrare intranazală, respectiv vaccinul cu administrare intranazală, dezvoltă și anticorp protector la nivel de mucoasă. Cei care sunt cu injectarea acelor molecule, dezvoltă anticorpi pe interior. Suntem imunizați pe dinăuntru, foarte probabil că nu vom face forme severe, ci forme eventual ușoare, dar putem să devenim colonizați și să transmitem în continuare virusul. Pentru acest moment, singurul element care ne apără este purtatul măștii corespunzător, care să acopere și nasul și gura. Tot timpul, din momentul în care ieșim pe usă și până ne întoarcem înapoi în casele noastre.